Continuă audierile în cazul tragediei de la Matei Balș. Astăzi urmează să ajungă la audieri primii polițiști care au intervenit la incendiul Soldat, până în prezent cu 11 decese. Deși a trecut o săptămână de la incendiul devastator, nu s-a găsit niciun vinovat și nici măcar cauza exactă nu a fost indicată. Cu toate detaliile vine chiar acum în directă colega mea, Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bun găsit, Lili, te ascultăm! Bun găsit! Aproximativ 15 polițiști au intervenit în primă fază în operațiunea de salvare în pavilionul 5 al spitalului Matei Balș, spital care săptămâna trecută, exact vinerea trecută, a fost scena unei tragedii în care până acum 11 persoane și-au pierdut viața și din păcate încă alte 5 se zbat între viață și moarte în spitalele la care au fost transferați, de astfel 102 persoane au fost transferate vinerea trecută către alte spitale din capitală ca urmare a incendiului izbucnit la ora 5 dimineața. De atunci, procurorii parchetului capitalei alături de polițiști și specialiști încearcă să desfășească această tragedie. Au fost audiate mai multe cadre medicale. Astăzi urmează să dea declarații și polițiști, iar în zilele următoare, de asemenea, vor continua audierile pentru a se vedea de la ce a pornit acest incendiu. Ancheta este destul de greoaie, având în vedere că victimele supraviețuitoare nu pot fi deocamdată audiate pentru a da detalii despre ce s-a întâmplat în dimineața fatidică la spitalul Matei Balș. Nici toate cadrele nu au putut fi audiate până la această oră, având în vedere că spitalul este în continuare supraaglomerat și practic nu au timp să se prezinte la audieri. Așa cum spuneam, audierile vor continua și săptămâna viitoare, se vor face și expertize, de asemenea și expertizele sunt unele de lungă durată, cel puțin 3 săptămâni durează expertizele preliminare și până vom afla adevărul despre ce s-a întâmplat la Matei Balș, a mai dura foarte mult timp.